Salut, sunt Dan Moldovan și în filmul ăsta vreau să-ți prezint un blitz. Este vorba de un blitz pe care l-am cumpărat cam în aceeași perioadă în care am cumpărat și aparatul foto Fujifilm și l-am cumpărat din mai multe motive. Deși are aparatul foto blitz, pentru că este foarte aproape de obiectiv, îți face ochii roșii. Dacă fotografiezi în format JPEG, poți să setezi aparatul foto să-ți anuleze ochii roșii, să-i corecteze, dar nu-i același lucru ca atunci când ai fotografia realizată corect cu ochii natural. Un alt motiv este că la vremea la care l-am cumpărat aveam un singur acumulator. Eram destul de stresat și am și explicat lucrul ăsta într-un film în care am discutat de un acumulator pe care l-am cumpărat. Nu foloseam blitzul tocmai ca să nu consum acumulatorul și nici nu filmam, pentru că dacă intervenea ceva mai spre seară, să spunem dacă porneam de dimineața cu aparatul foto, să am cât de cât câteva cadre să le mai pot face cu acumulatorul din aparat. Un alt motiv pentru care am cumpărat blitzul este că pe obiectivele mari și largi, cum este acesta de 18-55 mm, ce are și parasolar, ori pe obiectivul Rokinon de 12 mm, care e și mai larg, aparatul foto, dacă folosești blitzul, lovește lumina în parasolar și scoate o umbră foarte urâtă în fotografie, așa cum vedeți în aceste imagini. Dar hai să vă spun câteva lucruri despre acest blitz. Este foarte simplu, costă între 360, 370 și 400 de lei, depinde de pe unde îl cumperi. Poate fi folosit în mod TTL, slave și LED. Nu am cum să vă arăt în modul slave pentru că nu am transmițător și receptor. TTL vă arăt imediat, iar LED înseamnă această lumină de LED care are două intensități, una mai mare, una mai mică. Din câte am văzut în manual, scrie că s-ar putea utiliza ca lumină de autofocus assist. Eu am încercat să folosesc autofocus assist la acest aparat foto. Ăsta e un LED aici pentru autofocus sau pentru filmare și dacă l-am setat să se aprindă atunci când vrei să fotografiezi în lumină slabă, nu se aprinde LED-ul de aici, că se aprinde tot LED-ul din aparat foto. Deci nu-mi dau seama la ce tip de aparate foto funcționează. Un alt lucru pe care tot așa nu-l pricep, de exemplu, este că la Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax și Sony este trecut că funcționează ca remote, telecomandă. Mă gândesc că poți să-l declanșezi ori să-i modifici setarea, intensitatea prin telecomandă. La Fujifilm văd că nu-i trecut și nu-mi dau seama cum funcționează. Merită să-l cumperi, să-l duci cu tine în concediu, în vacanță, indiferent că ești fotograf, amator sau profesionist. El are și un capac care se pune peste și în general l-am folosit tot timpul cu capacul ăsta. El concentrează mai bine lumina și are și un fel de lupă aici dacă vrei să faci poze la grupuri mai mari sau la distanță mai mare, ori dacă ai tavanul mai înalt, la o încăpere, și mai are și o difuzie care se retrage. Din păcate, blitzul nu se rotește în toate direcțiile, doar se basculează față-spate, deci în fotografie de portret ar trebui să-l îndrepți tot în sus, să te folosești de un perete, de ceva ca să se reflectă pe subiect, așa cum vedeți în imaginele astea în care am făcut un test cu Vali. Și încă un lucru care, din păcate, nu-l face, pentru care distanța mică între obiectiv și lumină și blitz îți face ochii roșii. În continuare o să vedeți câteva poze pe care le-am făcut cu blitzul, sunt multe făcute și natură pe care o să vi le arăt. În aceste situații blitzul, pentru că este slab, doar am mângâiat cu lumină subiectul, nici nu trebuia mai multă lumină și nici nu aveam pretenții să fie ăsta un blitz gen speedlight. Dar după atâtea neajunsuri că îți face ochii roșii dacă îl îndrepți înspre subiect sau că nu se declanșează câteodată, totuși există o grămadă de alte puncte forte. Este foarte mic, foarte compact, funcționează cu doi acumulatori tip AAA, unii s-ar putea să-i puneți baterii, dar la acumulatori are mai multe declanșări, parcă are 140, oricum toate caracteristicile lui și alte probleme, dacă mai apar sau lucruri interesante, o să găsiți trecute într-un articol pe care l-am publicat pe blogul meu macrostandard.ro. Sunt Dan Moldovan și vă mulțumesc pentru atenție!